Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 29 iunie Sfinții Apostoli Petru și Pavel, două nume a căror rezonanță este mai puternică decât a tuturor celorlalte nume înscrise în calendarul Sfințeniei Creștine. În toate bisericile din parohii și mănăstiri au fost oficiate slujbe în cinstea celor doi apostoli, slujitori ai lui Hristos și economii ai tainelor divine. Biserica a vrut să arate astfel că ei au alcătuit întotdeauna o unitate desăvârșită, dedicându-se neapătut acelea slujiri. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, iubiți credincioși, este mare sărbătoarea de astăzi. Sărbătorim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Știți că nu există decât 4 posturi de perioadă mai lungă în timpul anului bisericesc. Pe lângă postul Paștilor, postul Crăciunului, postul Adormirii Maicii Domnului și este postul Sfinților Apostoli. Biserica a rânduit acest lucru datorită importanței acestor doi corifei apostoli, propovăduitori și misionari ai bisericii noastre creștine. Ei sunt ca niște stâlpi ai bisericii, cum alți părinți ai bisericii de mai târziu încercau în cuvinte să descrie importanța extraordinară pe care au avut-o acești doi apostoli pentru propovăduirea Evangheliei Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cei care purtați numele de Petre, Petru, Petruța, ia uite ce nume frumos, sau Paul, Paula, Pavel, nume iarăși frumos, să fiți binecuvântați. Sfinții apostoli sunt cei care ne-au lăsat cele mai frumoase învățături pe baza învățăturilor Domnului Hristos. Pentru că, să știți, învățătura Mântuitorului Hristos e simplă, dar de o profunzime ca dumnezeirea. A trebuit să vină Sfinții Apostoli și Mari Părinți ca să explice aceste lucruri. La rândul nostru trebuie să citim cu multă strădanie ca să înțelegem toate aceste lucruri minunate pe care Biserica ne le pune la dispoziție. Iubiții mei, să fiți sănătoși și binecuvântați! Ziua de astăzi, la mulți ani cu sănătate! Sfinții Apostoli Petru și Pavel se bucură de o cinstire deosebită din partea bisericii, fiindcă au fost socotiți ocârmâitori neegalați ai credinței și evlaviei credincioșilor care au contribuit la răspândirea cuvântului evanghelic în multe părți ale lumii.